Bună seara, bun găsit, sunt Ioana Răduca, iar dumneavoastră sunteți la Medica Special. Cazul de la Timișoara, tragedia de la Timișoara, încă ne mai arată neputințe ale statului român. Și vă dau acum un singur exemplu. Autoritățile, după ce au evacuat un bloc, și-au dat seama că oamenii se pot întoarce acasă. Au venit oamenii liniștiți în locuințele lor, moment în care autoritățile au realizat din nou că trebuie să evacueze încă o dată persoanele care se întorseseră acasă. Și asta nu e tot. Cu această ocazie s-a descoperit că, de fapt, în tot acest timp, un pensionar a fost uitat la el acasă. În vreme ce autoritățile ne spuneau că a fost verificată locuință cu locuință și s-a făcut evacuarea blocului respectiv, ei bine, domnul în cauză a stat liniștit la el în casă, a dormit liniștit, chiar s-a simțit mai bine că era liniște în bloc. Cum s-a descoperit asta? Ei bine, jurnaliștii au descoperit, stând de vorbă cu oamenii care erau reevacuați, l-au întrebat pe domnul despre care povestesc acum, cum se simte în această situație, cum a fost să revină acasă și să plece din nou, moment în care omul foarte liniștit a spus că el n-a plecat niciodată, că nici n-a știut că blocul a fost evacuat. Culmea este că în registrul autorităților, locuința respectivă apărea ca fiind evacuată. E doar un exemplu. O să vedem și alte exemple care ne arată, așa cum spuneam mai devreme, neputințe ale statului român de la ora 8. La această oră însă discutăm despre un subiect tabu în România, și anume schimbarea de sex. De ce facem asta? Pentru că se întâmplă în jurul nostru, pentru că sunt lucruri despre care nu vorbim mult, dar care ar trebui să ne intereseze dacă vrem să înțelegem lumea în care trăim. La Satu Mare, spre exemplu, autoritățile de la Serviciul de Evidență a Persoanei au fost nevoite să schimbe CNP-ul a 5 persoane după ce instanța a hotărât așa. Mai exact, dintre cele 5 persoane, 2 erau elevi de liceu care abia au împlinit 18 ani. Un el a devenit ea, o ea a devenit el. Dacă mai vreți un alt motiv pentru care ar trebui să discutăm despre asta, dacă sunteți mai cinici, dacă vă gândiți mai mult la aspectele financiare, e bine, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate decontează, să știți, intervențiile chirurgicale pentru schimbarea de sex. Dar luăm această poveste cu toate aspectele ei, rând pe rând, cu invitații mei și ai dumneavoastră de la această oră, domnul Ovidiu Telegescu, psiholog, bună seara, bună mulțumesc seara. Pentru prezență, și domnul avocat Adrian Cuculis. Bună seara! Aș vrea întâi de toate să ne lămuriți dumneavoastră, domnule psiholog. Vorbim, de fapt, despre o afecțiune. Despre o tulburare, da. Despre o tulburare, disforia de gen. Exact, exact. Cât e de complicat să primească cineva acest diagnostic? Presupun că eu nu vin la dumneavoastră la cabinet, spun că, deși în acte sunt femeie, mă simt mai mult bărbat și dumneavoastră spuneți, gata, asta este tulburare de identitate. Până la diagnostic e drum lung, pentru că înainte de a ști ceea ce vrem de la sexualitatea noastră și de la noi, e bine să parcurgem niște pași. Da, într-adevăr, vin oameni, bat la ușa noastră, mai ales la ușa mea, da, chiar se întâmplă să aud situații de genul ăsta pentru că sunt sexolog. Și atunci vin oameni și spun, da, vreau să-mi schimb sexul. Bun, pentru ce vrei să schimbi sexul? Hai să vedem, hai să discutăm întâi. Pentru că nu poți lua decizii de genul ăsta doar pentru că mi se pare. Și spun asta bazându-mă inclusiv pe argumentații științifice. Dacă stăm să ne uităm, 71% din oamenii care au făcut operații de schimbare de sex au cerut să revină la sexul inițial. De aceea vă spun, nu ne jucăm cu asta. De obicei sunt operații reversibile. Și așa cum un diagnostic sau o etichetă ne deranjează, ne deranjează și restul în momentul în care nu ne resimțim bine nici în pielea cealaltă. Și de aceea diagnosticarea în sine sau etapele de evaluare emoțională și așa mai departe, trebuie să curgă de la sine. Nu poți să spui în 5 minute, da, e ok, hai să schimbăm sexul și am rezolvat problemele. Spuneați că aveți pacienți care vin, vă spun lucrul acesta, dar de fapt ei n-au nevoie de această intervenție de schimbare de sex. Înțeleg, corectați-mă dacă am înțeles greșit, că asta înseamnă faptul că un om care nu se simte în regulă în corpul lui, cu sexul pe care l-a primit la naștere, are de fapt o altă afecțiune. Poate să ascundă o astfel de manifestare, o altă tulburare. Da, dincolo de această tulburare vorbim și de persoane care au într-adevăr afecțiuni psihice. Și atunci lucrurile sunt total diferite. Vorbim de oameni
psihotici, vorbim de schizofrenici și așa mai departe, care într-adevăr nu se pot simți bine în pielea lor. Dar cauzele sunt altele. De aceea trebuie să facem distinția între persoana bolnavă și persoana tulburată emoțional, care într-adevăr poate să spună nu mă simt bine și într-adevăr să nu mă simt bine în pielea mea, să nu mă simt bine cu sexul meu și atunci într-adevăr au nevoie de aceste transformări. Dar trebuie să stabilim dinainte, de aceea etapele sunt lungi, nu durează 5 minute, nu durează 5 zile, tocmai pentru a nu comite greșeli. Cam de cât timp ai nevoie? Apropo de lung, ce înseamnă lung? E vorba de o evaluare care durează săptămâni, luni, ani? Durează luni până la un an. Până la un an? Până la un an. Ca să fii... Da, este foarte important să ne descoperim înainte de toate identitatea noastră sexuală. Și după aceea să vorbim de anumite transformări pe care le vrem. Sunt întrebări pe care le pui oricărui om care vine și îți spune vreau să-mi schimb sexul. Trebuie să mă convingi de ce vrei, de ce nu ți-e bine în pielea ta și care sunt acele nu-uri care pe mine să mă determine să te ajut să treci la etapa următoare. Că rolul meu acolo este să ajut, indiferent care este dorința, că este bună, că este rea, trebuie să le cântărim pe fiecare în parte. Nimeni nu ajunge să spună asta neavând nicio problemă, doar pentru că se plictisește acasă. Nu, categoric nu. În acest interval de timp, de până la un an, cum spuneți dumneavoastră, în care investigați să vedeți ce se întâmplă cu omul respectiv, au loc doar evaluări, discuții directe cu persoana respectivă sau sunt și alt tip de investigații necesare? Sunt și exerciții similare terapie cognitiv-comportamentală. Deci, practic, se ia din fiecare arie terapeutică și se aplică. Merge foarte mult pe jocuri de rol, tocmai pentru a putea vedea, pentru a cunoaște, pentru a-l expune pe celălalt în ceea ce va urma și ceea ce presupunem că își dorește în acel moment. Cei care vi se adresează sunt oameni maturi sau... mult mai necopți, să spunem, adolescenții, adolescenți. În ultimul timp, rata de vârstă este foarte scăzută. De ce înseamnă foarte scăzută? Începând de la 16 ani până la 50. Dar rata cea mai frecventă întâlnită, 17, 18, 20, 21. De aceea spun că, înainte de toate, trebuie să stabilesc identitatea mea sexuală. La 15 ani e foarte greu. Dar e foarte ușor să spun că nu vreau să fiu băiat și mă simt rău în corpul meu. Și atunci văd de ce mă simt. Dar eu nu cunosc sexualitatea. Întâi trebuie să o descoperi și după aia să o înlegi. Asta este primul pas pe care trebuie să-l fac. Să te ajut să-ți descoperi sexualitatea. Ca să poți vorbi despre ea. Ca să știi ce poți să accepti și ce nu poți să accepti. Puteți să fiți un pic mai clar? Ce înseamnă? Că probabil fiecare dintre noi și cei care ne urmăresc își imaginează lucruri diferite atunci când vorbim despre descoperirea sexualității. La ce anume faceți dumneavoastră referire mai exact? Păi, sunt primii pași. O să vă dau un exemplu ca la jocurile de rol. Spun, nu îmi plac fetele. Eu mă simt fată și nu îmi plac fetele. Ok, bun. Ce simți? Ce simți când săruți? Cum arată un sărut? Pentru că mie trebuie să mi-l descrii, să-l vizualizez. Și atunci trebuie văzut ce anume nu-mi place, ce nu mă atrage la tine, ce mă atrage dincolo. Care e diferența între ochii unei fete și ochii unui băiat și așa mai departe. Neajungând la organul sexual, pentru că de fapt atracția pleacă de acolo. Când spun nu mă simt bine în corpul meu, nu mă simt bine ca fată sau ca băiat. Ok, cu ce e diferit celălalt? Asta este partea de joc care trebuie să mă convingă că tu știi ceea ce îmi spui și ceea ce îți dorești de fapt. Aveți o explicație pentru care cei care vi se adresează sunt din ce în ce mai tineri în ultima perioadă? Da, exact cum am debutat în emisiune. Este un subiect tabu pe care acasă nu-l vorbim, la școală nu-l vorbim, îl furăm eventual de pe net. Nu știm ce ne dorim. De aici și marile probleme. Nu știm ce ne dorim. Ni se pare că... Sau în grupul ăsta s-a vorbit despre. Deci lipsa educației sexuale, lipsa posibilității de informare reală, nu doar de pe sursa internetului, lipsa comunicării cu familia, cu specialistul, generează acest lucru. Și pare să că suntem din ce în ce mai deschiși să discutăm despre aceste subiecte, cel puțin așa se pare. Cel puțin așa arată. Ni s-a alăturat și domnul doctor Andrei Marin, care e medic specialist în chirurgie plastică. Vă spun și dumneavoastră, domnule doctor, bună seara. Bună seara, dumneavoastră, invitaților. Domnule avocat, ne-am lămurit cât de complexă este această procedură pentru a pune un diagnostic pentru disforia de gen. Cât de complicat devine în instanță să câștige această bătălie, să-i demonstrezi statului român că trebuie să-ți facă și acte conform genului pe care tu simți că l-ai, ai urmat și o intervenție chirurgicală.
Vedeți că sunt niște chestiuni total antagonice. Prima dată, cel puțin cei de specialitate și implicit ghidul medical spune că este vorba despre o, cum ați denumit-o dumneavoastră, o tulburare. Nu e boală, tulburare. Nu. Și în același timp, statul român nu doar că decontează o asemenea operație. Acum, sigur că aș putea să fac o discuție de ce să decontăm schimbarea de sex și să nu decontăm niște medicamente oncologice sau orice altă discuție care cred eu că ar fi oricum justificată. Însă, raportându-ne la subiectul emisiunii de astăzi, sigur că, repet, este o antagonică poziția pe care o vedem, pentru că pe de-o parte vii și spui că este o suferință și pe partea cealaltă vii și o decontezi și mai mult de atât îl și legalizezi din punct de vedere legislativ. Pentru că, să știți, dacă intervine o asemenea schimbare de sex fără o hotărâre judecătorească, nu poți să faci ulterior schimbările în datele de stare civilă. Pe partea cealaltă, dacă statul te autorizează și registrul de respectiv, cei care se ocupă de schimbarea datelor din starea civilă nu vor să facă lucrul ăsta, ajungem la ceea ce ați prezentat și noastră mai devreme, hotărâri judecătorești împotriva lor, prin care au obligația să facă mențiunea corespunzătoare și ne trezim dintr-un CNP cu 1 o să fie cu 2 sau dintr-un CNP cu 2 o să fie cu 1. Dar dumneavoastră spuneți că e mult mai în regulă din punct de vedere legal și mai ușor să merg întâi la instanță. Nu, așa trebuie făcut, nu că e mai în regulă, nu poți să faci altfel. Pentru că iată că s-a putut altfel. Întâi a avut loc operația, după care s-a mers în instanță, instanța a fost convinsă de ceea ce a văzut, ce acte a primit și a obligat evidența persoanelor din satul mare să schimbe CNP-uri. S-a făcut probabil o expertiză psihiatrică, pentru că este absolut necesară în asemenea cazuri și dacă într-adevăr se ajunge la concluzia că persoana respectivă nu are o tulburare de acest gen, ci pur și simplu asta simte el în interior, că dorește mai mult să fie fată sau dorește mai mult să fie băiat, deși poziția este inversă, atunci sigur că te autorizează, dar procedural normal este prima dată să-ți autorizez schimbarea de sex, pentru că mie mi este adică destul de ciudată situația asta că s-au dus ulterior schimbării de sex, pentru că pe de o parte nu poți să-ți decontezi o asemenea operație în condițiile în care nu ești autorizat de către stat să o faci și dacă te-ai duce ulterior să soliciți un asemenea lucru, să spunem că ar putea să retroactiveze chestiunea aceasta, pentru că s-ar constata că tu într-adevăr erai în deplinătatea facultăților mentale și pur și simplu ai ales procedura inversă. Dar totuși nu cred că a fost decontată operația respectivă. Operația în sine e un comunicat de presă dat de Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, dat la sfârșitul lui 2018, valabil și pentru 2019. Apropo de contractul cadru, ne lămurim imediat. Îl avem, în schimb, acum la telefon pe domnul profesor dr. Ioan Lascăr. Este șeful clinicii de chirurgie plastică și reparatorie de la Spitalul de Urgență Floreasca. Domnul profesor este și omul care a făcut prima operație de schimbare de sex în România, în 1995. Bună seara, domnule profesor! Bună, doamnă! Vorbeam aici, în studio, despre cât de complicat este traseul unui om care vrea să ajungă la această intervenție chirurgicală. Și domnul avocat Cuculis ne spunea că, după carte, ar trebui întâi instanța să hotărască necesitatea acestei intervenții și apoi ca ea să fie făcută. Sigur, e firesc. Într-adevăr, ați punctat bine, procedura se desfășoară după o traiectorie extrem de complexă, dar previzibilă. Deci, la ora actuală, există un protocol general acceptat, care vizează traiectoria pe care trebuie să urmeze doritorul efectuării unei astfel de intervenții chirurgicale. Mă rog, doritorul unei schimbări de sex. Eu am operat într-adevăr pentru prima oară în România un pacient pentru schimbare de sex și am acumulat în experiența mea 5 astfel de cazuri. Și de la bărbat la femeie și de la femeie la bărbat. Însă, pentru a ajunge la efectuarea procedurii chirurgicale, pacientul trebuie să demareze, ca să folosesc un cuvânt pe înțelesul tuturor, printr-un consult sau pentru o evaluare de specialitate la nivelul unui cabinet de psihiatrie. După evaluări psihiatrice repetate, care vor permite în final concluzionarea cu privire la necesitatea schimbării de sex pentru, eu știu, acordarea pacientului
acordarea șanselor maxime de desfășurarea unei existențe normale a pacientului. Pacientul urmează să fie circumscris pe traiectoria unei evaluări endocrinologice. Medicul specialist sau echipa specializată în domeniul endocrinologiei pentru schimbare de sex recomandă și monitorizează tratamentul hormonal. Deci este vorba de administrarea pe durată îndelungată, asta înseamnă câțiva ani, a hormonilor sexuali pentru sexul pe care intenționăm să-l asigurăm pacientului după intervenția chirurgicală. Tratamentul hormonal are ca scop impregnarea cu hormoni specifici țintei sexuale respective și obținerea caracterelor sexuale secundare, adică modificarea vocii, modificarea aspectului tegumentului, modificarea pilozității, e vorba de barbă la bărbat sau dispariția bărbii dacă ținta o avem către sexul feminin plecând de la sexul masculin. Și după parcurgerea celor câțiva ani de tratament endocrinologic corect, tratament hormonal corect, endocrinologii evaluează momentul în care poate fi efectuată intervenția chirurgicală, care este evident procedura definitorie în schimbarea de sex. Totuși, cât de complicată este intervenția chirurgicală? Dacă îmi permiteți o precizare de asta mai fac. Pentru ca chirurgul să accepte înscrierea în programul operator a unui astfel de caz, evident că este necesară prezența, obținerea de către pacient în nume propriu, evident, a hotărârii judecătorești definitive de schimbarea sexului civil. Altfel, sigur, chirurgul nu poate să schimbe sexul atâta timp, fizic vorbind, nu morfologic, atâta timp cât în documentele oficiale civile pacientul are un alt sex. Deci ar contraveni legii și, sigur, ar fi o abatere semnificativă de la prevederile legale. Operația, deci ca să răspund acum la întrebarea dumneavoastră, intervenția de schimbare a sexului are diferite nivele de complexitate legate de tipul de sex pe care noi vrem să-l schimbăm și la care vrem să ajungem. Adică e mai complicat sens, ce anume? În acest sens, sigur, este mult mai complicat să schimbăm sexul de la feminin la masculin, nu? Și să obținem organe genitale externe care să aibă aspectul și, mă rog, mai mult sau mai puțin funcția organului sexual masculin. Este mult mai simplu ca procedură chirurgicală și, în general, nu reclamă abilități microchirurgicale conversia de la sexul masculin la sexul feminin. În această situație avem material biologic, ca să spun așa, pentru suficient de bocat la dispoziție pentru a realiza organe sexuale feminine. Evident că și recuperarea funcțională este net superioară în cazul acesta mai simplu chirurgical, adică conversia de la sexul masculin la sexul feminin ne oferă garanția, practic certitudinea accederii la o viață sexuală normală pentru sexul pe care l-am obținut în urma intervenției chirurgicale. Domnul avocat, da. Cuculis vroia să facă o precizare. Sigur, înainte să intre prin telefon domnul doctor, mă pregăteam să spun că această situație pe care ați prezentat-o dumneavoastră și sigur că are niște particularități, pentru că, repet, mă bucur că a confirmat și dânsul că nu poate să facă niciun fel de modificare până când nu avem această hotărâre judecătorească, de altfel nici legislația în materia actelor de stare civilă nu îți permite ție instituție care te ocup cu actele de stare civilă să modifice CNP sau orice altă dată de stare civilă până când nu ai această hotărâre judecătorească. Să știți că sunt trei hotărâri foarte importante în materia asta a schimbării sexului, una dată contra Italiei, Franței
și Turciei, toate trei date de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Fiecare petent din cele trei țări amintite a reclamat la un moment dat o încălcare a vieții private, este din Convenția Europeană, articolul 8, motivat de faptul că, deși procedura a fost făcută ulterior de a se adresa instanței, instanța le-a respins cererea de chemare în judecată, respectiv de constatarea faptului că este în posibil această schimbare de sex. Și atunci curtea a intervenit și a spus că este o încălcare a vieții private. Probabil de acolo avem aceste excepții, dar procedural este normal să treci printr-o evaluare psihiatrică în primul rând și de-abia ulterior sigur să decontezi până la urmă niște bani de la fondurile statului pentru intervenția respectivă. Vă rog, domnule profesor, nu doreați să spuneți ceva și nu v-am auzit aici în platou. Nu, am completat ce spunea domnul avocat, deci evaluările multidisciplinare preoperatorii, deci în etapa prechirurgicală, trebuie să stabilească, fără lipsă de echivoc, necesitatea efectuării acestei intervenții în vederea îmbunătățirii stării de sănătate a pacientului. Deci ținta este beneficiul pacientului. Iar pentru etapa judecătorească, etapa în instanță, pacientul trebuie să convingă, având documentele medicale corespunzătoare, că este necesară schimbarea de sex pentru a avea o viață normală, o inserție profesională corectă, o inserție familiară și o viață familiară așa cum și-o dorește dintotdeauna. Ați spus că dumneavoastră ați operat din 95 până astăzi 5 astfel de cazuri. Da, într-adevăr, eu am efectuat aceste intervenții în perioada în care, eu știu, nici măcar nu exista Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pacienții respectivi au beneficiat de gratuitate la momentul acela. Între timp, sigur, lucrurile au evoluat și la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate există o listă, ca să spun așa, în care sunt prevăzute intervențiile ce beneficiază de decontarea în totalitate a costurilor efectuării unei proceduri terapeutice, listă în care am înțeles, vă recunosc că nu am studiat în detaliu documentația, am înțeles că nu este inclusă și intervenția, sau mă rog, procedura de schimbare a sexului. Intră doar intervenția chirurgicală, a intrat până în 2019, intervenția chirurgicală în sine, nu intervențiile adiacente care îi redau pacientului respectiv toate acele trăsături specifice sexului pe care l-a ales. Statul român face distinție între intervenție chirurgicală terapeutică, cum e firesc, și intervenție chirurgicală cu scop estetic. Dar din punctul dumneavoastră de vedere, credeți că astfel de intervenții chirurgicale, pentru că ați văzut direct aceste cazuri, știți ce presupune și intervenția, trebuie sau nu să fie decontate de stat? Nu este în țara mea de competență să iau astfel de decizii, să fac astfel de comentarii, însă pot să vă spun că din cei 5 pacienți operați, 4 dintre ei mă sună cu diverse ocazii. Nu există sărbători, am operat 10.000 de oameni, dar acești 4 transsexuali nu uită niciodată să mă felicite de sărbători și să mulțumească pentru faptul că le-am schimbat viața. Chiar le-a schimbat viața. Și i-am ajutat să-și găsească rostul, celul în viață. Asta înseamnă că după intervențiile respective, cei operați de dumneavoastră au fost mulțumiți în sensul în care s-au regăsit. Sigur, pot să vă spun că toți, 4 din cei 5, începând primul caz operat, care a fost un caz un pic mai deosebit și din punctul de vedere al nivelului intelectual, deci 4 dintre cei operați ulterior și-au întemeiat familii, da, din această poziție de schimbare a sexului. Unii au adoptat și copil, una sau două familii au adoptat și copil și, repet, consideră că și-a găsit celul în viață. Au pregătire superioară, au studii superioare și locuri de muncă la care se simt împliniți. Sunt chestiuni despre care vorbesc în public. Aminteați de faptul că sunt oameni care au și adoptat copii, care... Exact.
Deci familii împlinite, familii mulțumite, împlinite. Dar întrebarea mea era legată dacă din ceea ce știți dumneavoastră se feresc să mai povestească acum că au trecut prin aceste intervenții chirurgicale sau își asumă parcursul avut. Grecia spune că e specifică oarecum acestui tip de pacient, dacă vreți. Am înțeles. Vă mulțumesc tare frumos pentru toate aceste cu multă plăcere, mi-a luat plăcere să vă mulțumesc. Bună seara frumoasă. Bună seara. Pare complicat, apropo de ce vorbeam și la început, sunt oameni care trec prin tot acest proces, ulterior, iată, își întemeiază și familii și pentru că tot, mai ales dumneavoastră, domnule avocat, punctați acest aspect al intervenției financiare a statului. Poate ne lămurește domnul doctor Marin, cum se vede de la domnia sa această chestiune, în sensul în care, până la urmă, pentru chirurg, e o intervenție chirurgicală pe care o face pentru un pacient care are, iată, o problemă. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a discutat până în acest moment cu privire la schimbarea sexului ca și operație decontată, sigur, consider că orice intervenție chirurgicală care poate rezolva o problemă de sănătate trebuie să fie decontată și este în beneficiul pacienților. Totodată, mă gândesc că există mai multe situații în sistemul nostru de sănătate în care medicii ajung să facă doar lucrurile pe jumătate de măsură. Mă refer aici la faptul că, ok, noi rezolvăm intervenția chirurgicală, dar procedeele de remodelare corporală nu se realizează în așa fel încât... Nu pe banii statului, dar clar. Pacientul este liber să-și facă aceste intervenții. Să-și facă aceste intervenții de la sine. Stați un pic, și credeți că ar trebui să fie acestea decontate de stat, nu, astfel încât dacă ai astfel de problemă? Nu la asta mă gândeam, dar vreau să vă dau un caz oarecum similar în care totuși ar trebui luat în considerare. Mă refer aici la protezarea mamară după cancerul de sân. Intervențiile pentru sânul operat și proteza pentru sânul operat este decontată de către stat, dar intervențiile pentru simetrizarea sânului contralateral nu sunt decontate. Și aș mai adăuga ceva, au fost decontate protezele mamare pentru pacientele care fac mastectomie după ce primesc diagnosticul de cancer, abia în urmă cu 4-5 ani, relativ recent, și asta după ce presiunea media a fost foarte, foarte mare. Într-adevăr. Și nu era normal. Mai mult decât atât, din păcate, o evidență sau o statistică pe care am făcut-o sau pe care am observat-o în clinică este faptul că, cel puțin în țara noastră, pacientele acestea, din păcate, nu ajung să se adreseze pentru reconstrucția de sân într-un număr la fel de mare precum intervențiile chirurgicale pentru cancerul de sân. Este o discuție separată, dar arată oarecum și gradul de educație și gradul de încredere, pe de-o parte, în sistemul românesc. Sigur, revenind la subiectul actual, consider că, din punct de vedere al intervențiilor chirurgicale, acestea, așa cum a spus și domnul profesor Lascăr, cea de transformare a sexului din femeie în bărbat poate constitui o provocare mai mare pentru chirurgul plastician, întrucât necesită experiență microchirurgicală pentru a pentru a reface penisul viitorului bărbat, însă trebuie precizat faptul că și varianta inversă este necesară o colaborare multidisciplinară și cu o echipă de chirurgie generală, pentru că nu vorbim doar de reconstrucția vaginală, ci vorbim și de o histerectomie cu anexectomie bilaterală și atunci intervenția poate fi considerată destul de amplă și în cazul acela. E mai simplu să fii femeie dacă te uiți la un anumit aspect, dar nu e chiar atât de simplu dacă te uiți Pot să am și o întrebare? Vă rog, bineînțeles, nefiind specialist în domeniul acesta și profit de prezența dumneavoastră, din moment ce se face un tratament hormonal, da,
ca să poți să faci schimbarea de sex, de ce nu se are în vedere de la bun început, dacă tot ați diagnosticat-o ca fiind un disorder, cum ați spus că se numește, chiar îmi scapă? O tulburare. O tulburare, o tulburare, da. Bun. De ce nu se încearcă tratamentul hormonal pentru a fi persoana respectivă ceea ce a fost menită să fie? De ce se încearcă cumva tratamentul hormonal invers? Adică sigur că prima dată te duci și spune psihiatru, ok, tu ești în regulă din punct de vedere psihiatric. Dar de ce nu se dă prima dată o recomandare, bun, nu știu dacă în an de zile, dar de ce nu se încearcă acest tratament hormonal înainte de a se trece la operația aceasta pe care noi tocmai asta a explicat domnul profesor Lasker, că se face tratament tratamentul hormonal are un rol intermediar, pentru că domnul doctor poate să-ți confirme, pe măsură ce intervii cu tratamentul hormonal, să știi că foarte mulți renunță, tocmai pentru că se produc acele transformări hormonale, dar nu deci tratamentul despre care vorbea era tratamentul tocmai pentru a încerca o... Până la urmă, fetelor le dai testosteron, spune dacă e de operat sau nu. Băieților estrogeni și atunci încep modificările de care vorbim și pe care presupunem că le dorim. Eu văzusem cumva invers lucrurile, adică să fie un tratament hormonal tocmai pentru a se pregăti individul pentru transformarea, pentru operația de schimbare a sexului. Inevitabil să ajungi la schimbarea de sex trebuie să ai acest tratament hormonal. Dar pe această perioadă, tocmai acest lucru apare. Tratamentul hormonal se administrează acestor pacienți cu câțiva ani de zile înainte, în așa fel încât să pregătească oarecum terenul. Ceea ce spuneați dumneavoastră vă gândeați, de ce nu administrăm tratament invers. Tratamentul fetelor, tratament hormonal, estrogen și progesteron fetelor și eventual testosteron băieților, în așa fel încât să schimbe cumva percepția. Asta spuneți. Problema este în felul următor. Dumneavoastră considerați că există un dezechilibru hormonal în cazul acestor persoane. El nu există. Deci nu pot să dau suplimentar testosteron băiatului pentru că produc într-adevăr eu dezechilibru. Vedeți, de asta trebuie să întreb. Ca pentru să că vă mărturisesc acum în practică, totuși le numărăm pe degete cazurile în care s-a solicitat o asemenea schimbare de sex și ne uităm în practica judiciară, una dintre cele mai vechi decizii, dacă mă amintesc corect, 2008 sau 2009, când s-a solicitat, zic în practica recentă. Pentru totuși că lucrurile, așa cum spunea și domnul profesor, au fost multă vreme nenormate, neluate în seamă. Nu exista... Domnia sa făcând prima operație în 95. Sigur. Plus că mai este un scurt aspect pe care vreau să spun. Un foarte scurt aspect este și pauza de publicitate. O să vă rog să țineți ideea. Pauza de publicitate, ne revedem imediat.
Ne-am întors în direct și continuăm să discutăm despre acest subiect tabu în România, operațiile de schimbare de sex. Ne povestea domnul profesor Ioan Lascăr, ceva mai devreme, medicul care a făcut prima astfel de intervenție chirurgicală, faptul că din cei 5 pacienți pe care i-a operat, 4 la această oră au vieți împlinite, sunt oameni care s-au căsătorit și au întemeiat familii în toată regula, au adoptat, trăiesc cu discreție poveștile lor. Spuneam la început, punctam și acum subiect tabu. Iată că lucruri pe care le-am mai văzut prin filme, trebuie să recunosc, se întâmplă în jurul nostru și habar n-avem, pentru că nu discutăm, cum spuneam, despre asta. Se întâmplă că vrem sau nu vrem. Sexualitatea face parte din viața noastră și când vorbim de stil de viață sănătos, vorbim inclusiv de partea sexuală și atunci n-ar trebui să existe aceste taburi. Dar la noi nu se face educație sexuală în școli. Nu, la noi nu se face educație sexuală de niciun fel. Deci nu în școală, nu în facultate, nici măcar în facultatea de medicină, din nefericire. Nu, și acolo ne confruntăm. Adică am avut studenți la medicină care veneau și puneau întrebări ciudate și te întrebai da de unde și da de ce. De ce vă spun? Deci, da, sunt subiecte ținute sub preș. Părinții vorbesc? Am întâlnit părinți care vorbesc și vorbesc deschis copiilor și ăsta este un lucru foarte bun, pentru că poți să preîntâmpini orice problemă de natură a sănătății copilului tău. Când ar trebui să începi să vorbești cu copilul tău despre asta? Dacă ar fi să luăm etalon populația europeană, la 10 ani ar trebui copilul să înceapă să aibă noțiuni despre sexualitate. La nivelul vârstei de 10 ani, este adevărat. Și ușor, ușor? Ușor, ușor. Pentru că înseamnă pregătirea pentru viața de adolescent și după aceea de adult. Vă rog, domnule avocat. Să știți că chestiunea aceasta, dacă stai să o aprofundezi cu schimbarea de sex, la un moment dat îți atinge foarte mult sfera juridică, pentru că haideți să luăm un următorul exemplu și probabil că de asta s-a și ajuns la acele hotărâri pe care le-ați prezentat dumneavoastră mai devreme. În primul rând, știm foarte bine, în România nu este acceptată căsătoria între doi bărbați. Da? Da. În momentul în care ți-ai schimbat sexul, tu deși arăți ca o femeie sau invers, arăți ca un bărbat, totuși CNP-ul te trădează, ca să spunem așa. Corect. Și dacă poți te-ai păcăli dus, prin înfățișare, dar niciodată cu actele. Dar actele de stare civilă, ai o problemă cu ele. Și am auzit mai devreme, l-am auzit pe domnul doctor, spunând că au fost cupluri care au adoptat. Nu, asigur că dacă intrăm într-o discuție despre moralitate, e una, dacă vorbim despre chestiuni juridice, este alta. Atâta vreme cât legea actelor de stare civilă îți permite modificarea acestor date de stare civilă, tu ai un cuplu perfect normal, ai o femeie, un normal. Bărbat. Exact. Și de acolo se nasc, prin schimbarea acestor date de stare civilă, dați-vă seama câte lucruri de natură juridică se schimbă. Dintr-o dată te poți căsători, dintr-o dată poți să adopți fără niciun fel de problemă, fără să uite cineva ciudat la tine și fără să-și pună problema că, domne, stai puțin, chiar dau copilul ăsta spre adopție unui cuplu de genul acesta. Și sigur că inclusiv în momentul în care vorbim despre egalitatea de șanse, că și acolo știm foarte bine, femeile cu bărbații, da, trebuie să fie egali la locul de muncă, în momentul în care aplică pentru un job și așa mai departe. Se schimbă totul din punctul ăsta de vedere și tu teoretic, practic, capeți toate drepturile pe care le-ar căpăta o persoană cu, să spunem așa, o identitate nu neapărat normală, nu vreau să folosesc termenul ăsta. Corect. Dar cu o identitate schimbă. Nu, am zis că nu-l folosesc, cu o identitate schimbată și acceptată din punct de vedere legal. Deci, adopți, te poți căsători și când vine vorba de egalitate de șanse, iată-te, ai un plus sau ai niște beneficii. Din momentul în care ai ajuns, ai finalizat, că practic finalitatea este schimbarea de sex, automat ai acel statut de persoană de gen feminin sau masculin. Dar eu aș fi curios. Dar pașii sunt parcurși. Atenție! Deci, și aici vin și te completez. Nu pot să ajung la bisturiu fără hotărâre judecătorească. Și îți spun perfect și de ce. Pentru că pe toată perioada asta de transformare sunt multe lucruri care trebuie văzute, studiate. Repet, operația este irreversibilă. Că după aia ne putem juca și îi punem din nou un organ, clar, nu mai este ceea ce a fost. Deci nu mai putem să ne jucăm cu hormonii de fiecare dată. Hai, iar ne facem fată, iar ne facem băiaș și așa mai departe. Dăm voie să fiu cârcotaș până la capăt, te că rog, întotdeauna te trebuie rog să caut câte o chestiune în orice fel de dezbatere. Și cred că ar fi interesant de văzut ce ar spune
și biserica, pentru că până la urmă suntem un popor creștin și mergem în fața preotului să ne căsătorească. Cum o să vadă? Pentru că la un moment dat, eu sunt absolut sigur că biserica spune din start, noi nu facem, nu știu ce. Dar de unde biserica? Să știe preotul că cel din fața lui la un moment dat a fost femeie sau bărbat? Să luăm ipoteza și la biserică că te duci cu actele. Slujba de cununie se face în baza certificatului emis de cei de la starea civilă. Să mergem pe ideea că i-ar fi cunoscut înainte. Așa. Puneți-vă problema așa. Ce face și o să avem acolo o distracție când o să se prezinte în fața preotului și o să spună, dumneavoastră, stai puțin că eu am înțeles din punctul ăsta de vedere. Și atunci o să fie o polemică între legislație și, mă rog, partea asta religioasă, iar preotul spirituală. Nu este obligat de lege să facă slujba respectivă în fața certificatului de căsătorie. E decizia preotului să acționeze potrivit. Noi am dat un exemplu dus la extrem. Eu încerc acum ca dumneavoastră avocații să o iau așa pe ocolite, pentru că, sincer, nu știu ce ar putea să răspundă un preot aflat față în față. Să merg cu Pep Cârcoteala colegului meu. Da, mă întrebați apropo de educația sexuală. Păi ce spune biserica în raport de educația sexuală? Pentru că biserica s-a pronunțat foarte limpede și clar că nu e cazul. Că nu e cazul. Și atunci vorbim despre acceptarea unei căsătorii? Asta e și mai greu. Dar eu cred că nu vorbim doar din punctul de vedere al bisericii. Exact. Vorbim și din punct de vedere al persoanelor care vor să facă treaba aceasta. Gândiți-vă că odată ce au fost oarecum renegate sau marginalizate de către biserică, oare oamenii aceștia sigur își vor mai dori să facă să facă această oficializare religioasă în fața lui Dumnezeu? E o altă întrebare, dar gândiți-vă că în momentul în care parcurgi, pot acum și eu să-mi imaginez, un drum atât de lung și te lupți pentru ceea ce îți dorești foarte mult, cred că vrei, cum spunea și domnul avocat, toate beneficiile care decurg din noul tău statut de gen. Dacă am devenit femeie peste noapte, presupun că asta mi-am dorit și ca orice femeie s-ar putea să visezi la rochia de mireasă. Concediu de creștere al copilului. Și în cazul adopțiilor se folosește exact aceeași procedură ca atunci când naște, adică nu e niciun fel de diferență. Și la plasament. Și sigur, oricum, deci capeți niște beneficii. Toate beneficiile sigur nu le veți putea avea, pentru că din punct de vedere biologic, lucrurile astea nu le putem rezolva. Gândiți-vă că sunt femei care sunt infertile. Și nu fac niciodată în viața lor un copil. Și ajung să înfieze sau urmează o procedură de inseminare artificială, se poate și așa. Sau sunt bărbați care au aceeași problemă și nu devin tați biologici niciodată. Ce-ar fi interesant totuși de văzut din punctul meu de vedere, mai ales că eu am urmărit oarecum și presa germană care pe tema sexului, în momentul de față, ei vor să implementeze o nouă legislație prin care să spună nu doar sex masculin și feminin, ci și un al treilea sex. Am observat concept totuși... concept european, oricum, nu doar da, sigur. Care cum vi se pare? Ajungem și acolo. O să ajungem și acolo. Am observat totuși că ei au mult mai multe cazuri de acest gen operate și ar fi interesant de văzut și care este evoluția acestora. Pentru că, ok, domnul profesor Lascăr a spus 4 din 5 cazuri au evoluat și-au clădit familii și așa mai departe. Da, primul caz operat, Sorin Sorina, a fost un eșec. Și nu din punct de vedere chirurgical, ci tocmai că nu s-au parcurs acești pași. Era o perioadă în care în România abia se descoperau lucrurile astea. O persoană astea cu întârziere mentală automat nu are ce căuta ca apt pentru operație de schimbare. E păcat că s-a întâmplat asta. E bine că măcar ne-am trezit la un moment dat și am făcut un parcurs ca fiecare să fie safe când intre pe acest drum. Vă rog, domnule doctor. Discuția era ce se întâmplă cu cei care, din punct de vedere cognitiv, sunt ok, doar că din punct de vedere emoțional, poate că într-o anumită etapă a vieții își dau seama că nu sunt ceea ce își doresc a fi și ulterior realizează că, de fapt, nici această schimbare nu le aduce fericirea. Sunt cazurile despre care vorbeam la începutul emisiunii și spuneam că 71% revin asupra deciziilor. Din nefericire sunt tardive, pentru că, da, pot să operez din nou, știți foarte bine, pot să pun din nou un alt organ, problema este funcționalitatea și așa mai departe. Ne întoarcem, pentru că și asta mi se pare o discuție pe care cred că ar trebui să o purtăm, la cel de-al treilea gen.
E o dezbatere în Occident foarte aprinsă apropo de apelativul pe care să-l folosești, că nu mai e atât de simplu ca pe vremea noastră să-i spui domnului domn și doamnei doamnă. Acum se poartă discuția dacă nu cumva trebuie să inventezi apelativul neutru, ca nu cumva să jignești. Se pune problema, așa cum spuneați și dumneavoastră, de a folosi pur și simplu cel de-al treilea gen. Se ajunge din nou la chestiunea vieții private. Articolul 8, CEDO și așa mai departe. Dar nu e prea mult politically correctness în... Păi eu înțeleg lucrul ăsta, dar haideți că tot vorbeam despre ce se întâmplă prin afară. Bun, Europa deocamdată nu este stăpânită așa de un val de, să spunem, dorință de a implementa un al treilea gen. Dar deja prin vest, prin America, lucrurile astea se transformă în niște litigii foarte serioase. Adică... vă rog să mă iertați, dar nu știu cum o să-mi dau seama de al treilea gen când o să-l văd. Cum ar trebui să arate sau nici nu știu ce termen ar trebui să folosim. Dacă îi spui nici bărbat, domn, nici femeie. Dar nu știu cum să-i spun, efectiv. Nu am în limbaj un asemenea, adică în dicționar, nu cred că poate fi implementat un al treilea gen. Adică nu poți să-i spui într-un fel. Suntem de când lumea și pământul, domnule, doamnă. Neutru. Adică, și neutru. Păi și cum îi spui, doamna sau domnule neutru? Nu, îi spui doar neutru. Sau doar neutru, doar adică neutru. Fără niciun fel de formulă din asta de politețe. Repet, în continuare, cred că lucrurile se vor dezvolta și vor evolua într-atât de mult încât vom avea la ordinea zilei litigii, nu vorbesc de mâine, poi mâine, vorbim de niște zeci de ani de acum încolo, sau poate nu, când oamenii se vor simți de-a dreptul jigniți dacă le vei spune fie domnule, fie doamnă, și atunci te vor da în judecată și sigur că vor fi implementate niște norme legislative, vor fi actualizate exact așa cum este legea 119 din 96. Păi în 96 nu exista o asemenea prevedere în legea actelor de stare civilă că ți se pot schimba mențiunile din actele de stare civilă pe baza unei hotărâri judecătorești de schimbarea sexului. Sigur, nu-și imagina nimeni, legislația, se poate întâmpla așa ceva. Legislația evoluează efectiv odată cu realitatea din jurul nostru și tehnica, mentalitatea oamenilor, conceptele pe care le îmbrățișăm, ideologii și așa mai departe. Deci de ce nu? Probabil că valul acesta care sigur a acaparat ușor Europa înspre vest încolo, cu certitudine lucrurile stau mult mai... și spre nord așa mai ales. Mai ales, exact. Acolo sunt niște cazuri duse chiar de-a dreptul la extrem și din nefericire sunt implicați români în cazurile astea, dar ușor și bătrânul continent o să fie acaparat de fenomenul ăsta. Da. Revin totuși cu întrebarea dumneavoastră ca psiholog, ca sexolog. Vedeți multe, auziți multe, trebuie, aveți în fișa postului mintea deschisă. Cum vi se pare această discuție legată de cel de-al treilea gen, formulele de adresare? E semn de evoluție, cum spunea domnul avocat, dar asta era evoluția legislativă. N-aș putea să spun că e semn de evoluție sau de involuție, dar... atât timp cât mă duc la o etichetare de gen neutru, este o altă etichetă pe care o pun. Și atunci vorbeam de normalitate. Păi unde e normalitatea? Normal este să pot trăi ceea ce simt. Asta e normalitatea. Dacă mă duc și mai inventez un gen neutru, din start va fi o stigmatizare. Este același lucru cu ce spunea domn profesor mai devreme. Da, bun, nu vor neapărat să vorbească despre transformarea pe care au avut-o. Și atunci ce fac? Vin și pun eticheta. Cu ce mă ajută ea? Da, într-o lume în care că ne-am problema obișnuit... este, problema este mentalitatea de schimbat, nu a defini și a da un gen. Pentru că atunci este ca și cum îmi pun o etichetă și toată lumea trebuie să știe cine sunt. Da, eu recunosc sincer că nu înțeleg cum am ajuns aici. Pot înțelege că la un moment dat o femeie simte că e captivă în trupul ei, că de fapt este bărbat. Se fac toate aceste intervenții. Și viceversa. Dar nu pot să înțeleg cum te-ai putea simți dintr-o dată nicicum. Ce te-ar putea determina să nu fii nici femeie, nici bărbat? Că așa m-aș putea aduce și eu mâine să spun, și poate vine și domnul avocat în fața instanței să mă ajute, că eu mă simt dragon. Nu vreau să fiu femeie. E așa mă simt eu. Vin la dumneavoastră, parcurg pașii necesari terapiei și la final vă conving că sunt dragon. Ce facem? Unde ajungem? Adică, nu știu, poate vreți să fiți, ce v-ați dori să fiți?
Dacă n-ați fi bărbat. Mi-e teamă de răspuns. Da, răspundeți doar dacă se poate răspunde decent la această oră. Acum mă gândeam, sincer, dați-mi voie să fac o paranteză, la pisica mea de azi dimineață, când eu la 4:30 mă trezeam și trebuia să plec la aeroport, că am avut dosar la Cluj, și ea dormea întinsă în tot patul. A, deci, dacă, și eu vreau pisică. Da? M-ați gândit, nu, dragul. Răspunsul este pisică. Și dați-mi voie să mai spun o chestiune. Sigur că și legislația la noi, în continuare, are multe hibe, are multe imperfecțiuni, multe de adăugat la, și la civilă și la cea penală. Dați-mi voie să vă spun că în Uniunea Europeană există posibilitatea, în anumite sisteme de drept, să-ți lași moștenirea, că tot veni vorba, pisicii. Da? La noi nu există lucrul ăsta și poate sunt niște oameni care își iubesc atât de mult animale încât vor să le lase ceva. Sigur că mai iarăși o să începem o discuție despre moralitate, oamenii mor de foame și nu, tu vrei să lași... Pe banii mei, fac ce vreau, păi e decizia mea, dar o să vă spun o chestiune. Atunci când nu mai ai pe nimeni, tot ce rămâne în urma ta se numește vacanță succesorală și vine statul și ția. Deci, sigur că dacă vorbim despre o libertate deplină, ar însemna inclusiv să schimbăm lucrurile acestea și să-i las hamsterului, nu știu, o vilă de 1 milion de euro. Adică, bun, sigur... Hamsterul, nu știu, că cât are speranța de viață. Că, nu, la broasca țăstoasă trebuie să-i lași, că aia trebuie să-i mai mult. Exact. Domnule doctor, la dumneavoastră, cum e, cum se vede povestea asta cu discuția, că v-ați ferit așa de un răspuns tranșant? Pentru că nu cred că e momentul de a spune foarte clar genul neutru, în unde să-l introducem, unde să-l plasăm. E clar, cum spunea și domnul psiholog, nu știu dacă vorbim neapărat de o evoluție sau de o involuție. De altfel, mi-aduc aminte de la cursurile de genetică, se spunea la un moment dat că evoluția cromozomilor și în special evoluția cromozomului Y este spre deteriorare, adică spre dispariție completă. Și la un moment dat chiar râdeam în anul întâi de facultate, cu alte cuvinte, peste câteva zeci de mii de ani o să fim doar femei. Doar femei. Ne luăm controlul. Așa vom fi și noi stăpânele planetei în sfârșit. Da, ADN-ul cu atât mai mult, fiind ori așa, ori așa, în sfârșit, după atâta bătaie de cap a cercetătorilor în laboratoare, ne-am duminit, i-am făcut harta, s-a descoperit cum arată genomul uman, descoperim că de fapt nu știm nimic, că mai era ceva mai în ADN neutru. Da, mai facem un gen și mai creăm o altă structură a ADN-ului. Eu vă mulțumesc tare frumos, domnilor, pentru prezență. Recunosc că ar mai fi o mulțime de întrebări pe acest subiect de adresat. Deocamdată punem punct, iar noi ne revedem în doar câteva minute, când, așa cum vă spuneam și la deschiderea emisiunii, vorbim din nou despre cazul de la Timișoara.
Ne-am întors în direct și, așa cum vă promiteam, de la ora 19, discutăm acum despre cazul Timișoara. De ce spunem caz? Pentru că este un caz școală, din punctul meu de vedere. Până la această oră este cazul care ne arată cum nu ar trebui făcute anumite lucruri. Vă dădeam un exemplu, vi-l reiau dacă ați deschis cumva televizoarele mai târziu. Ei bine, într-unul dintre blocurile de la Timișoara, autoritățile au făcut evacuare. După ce au făcut evacuarea, și-au dat seama că oamenii se pot întoarce în siguranță acasă. Au fost lăsați oamenii să revină în locuințe, moment în care autoritățile au zis, nu e bine, trebuie să facem reevacuarea. Și cu această ocazie s-a descoperit că la evacuare uitaseră în casă un pensionar. Pe domnul respectiv nu l-a deranjat nimeni în perioada în care, teoretic, evacuarea era făcută. Registrul autorităților arăta foarte clar că locuința respectivă fusese evacuată. Au descoperit jurnaliștii absolut din întâmplare acest caz, pentru că l-au întrebat pe pensionarul respectiv cum se simte acum că abia s-a întors și trebuie iar să plece, în momentul în care omul siderat le-a povestit jurnaliștilor că el n-a plecat niciodată, dar niciodată de acasă. E doar un exemplu. Vă mai dau și altele. Până atunci, haideți să vedem invitații noștri, ai mei și ai dumneavoastră de la această oră. Cătălin Antohe, jurnalist. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Și domnul doctor Marian Stamate, medic primar ORL, Spitalul Colțea. Bună seara. Nici nu știu dacă să râd sau să plâng, că m-aș opri la această poveste cu evacuarea. Alternativ, puteți încerca alternativ. Îmi face bine și la sănătatea mentală, presupun. Da, absolut. Ce ne spune o situație de genul acesta? Că parcă steagurile lui Caragiale, le-am numărat șeful, dar i-am dat pe toți afară, toată lumea a părăsit incinta. Și apoi? Ce ne spune? Ne spune că nu s-a schimbat în România, din acest punct de vedere, nimic în 30 de ani. Și toate cazurile acestea care vin în cascadă, colectivul, cazul de afară, ne arată numai incompetența, incapacitatea de a realiza niște scenarii, de a le pune la punct din punct de vedere teoretic, de a le exersa. Ce vedem când pompierii sau orice altă structură organizează exerciții, aduc televiziunile, presa, vezi cum totul funcționează perfect, ceas și în fața unei situații reale? Ce se întâmplă? Păi, în fața unei situații reale, am văzut acum la Timișoara, de fapt, cei de la ambulanță nu aveau cum să-și dea seama că există legătură între cazuri. Pentru că, ce să vezi, surpriză, nu e așa cum am crezut noi, că rămân undeva clar înregistrate, că oamenii aia, când își preiau turele, chiar au trecute toate cazurile așa cum trebuie ca la carte, că softul e mai tare decât omul. Am descoperit că de fapt există preconcepții, chiar directorul ambulanței în direct la medica special spunea cât se poate de răspicat, domnia sa fiind în dispecerat coordonator sâmbătă, n-au realizat că se întâmplă ceva, pentru că e o chestiune frecventă în zonele mai sărace ca oamenii să sune, citesc din domnul director de la ambulanță, prin simpatie. Am văzut că a venit ambulanța la tine, o sun și pentru mine, că mi-aduc aminte că m-a durut ceva. Drept pentru care nu s-au gândit că s-ar putea să fie o legătură între situații. Nu s-au gândit, ca să se fi gândit, trebuiau să aibă cu ce. Adică? Întotdeauna există un organ care are o funcție. Gândirea este o funcție a organului numit creier. Haideți să Asta e, nu. Gândiți-vă că din cauza incompetenței mor oameni. Aici ajungem. Și incompetența care este promovată ca o politică de stat, politică locală, politică, la modul general. Există un ordin al Ministerului Sănătății, ordinul 2021/691 din 12 decembrie 2008, în care medicul coordonator Are drept sarcină raportarea evenimentelor cu multiple victime, da? Și descoperirea legăturilor între apeluri cu simptome comune și decese și așa mai departe. Păi, lucru care nu s-a întâmplat, deci nu s-a întâmplat, nu că ar fost vorba de o inspirație de moment, deși... Formularea, pentru că citați de din lege. Formularea. La ce se referă de fapt? Că și aici mi se pare imprecis. Tu spui, eu dacă sunt coordonatorul dispeceratului, potrivit legii, sunt obligat să anunț mai departe dacă am caz cu victime multiple. Da. Dar acolo nu-ți scrie în lege foarte clar că eu trebuie, responsabilitatea mea să-mi dau seama că e o legătură între victime separate, că ele provin de la aceeași sursă. Adică, da, dar sunt multiple, în același loc.
Păi deci asta spun cei de la ambulanță și asta nu mi-e clar nici mie din, din lege. Dacă sunt obligat, doar dacă are loc o explozie și e categoric, limpede, clar că cei 10 răniți există sunt și agenți vulnerabili care nu sunt vizibili sau audibili, gen explozie. Da? Nu trebuie să fie neapărat explozie eu sau sunt incendiu. De acord cu dumneavoastră. Așa cum încercăm s-a văzut, să ne... există morți insidioase, există gaze toxice, există, nu s-a inventat gazul de luptă în primul război mondial în care zeci de mii de soldați nu știau ce se întâmplă și mureau în tranșee din senin. Nu trebuie să fie ceva vizibil. Da? Există corect. Un agent. Poate să fie un agent viral. Până ajungi să documentezi o boală gen Ebola, deja ai o întreagă comunitate contaminată. Da? Și dacă aștepți să apară victimele, să apară efectul, să-ți apară rezultatul la laborator, înseamnă că ai o mare problemă. În cazul de la Timișoara, alarma s-a dat abia după ce un om a murit. Abia atunci a clipocit beculețul. Da. Apropo mai de... Mai mulți. Nu doar la primul. La primul directorul ambulanței, care revin, a fost coordonatorul dispeceratului în ziua de sâmbătă, spunea foarte clar că el și-a dat seama că se întâmplă ceva când colegii lui l-au sunat luni și i-au spus că femeia pentru care se făcuseră mai multe intervenții a murit. Atunci a dat alarma și au început să caute. E declarația domniei da, sale. Da, și este păi puțin da, de contrazis puțin. Informarea făcută pe 18 noiembrie, luni la 12.40, de către UPU Smurt a înștiințat ISU, este faptul că într-un interval de 3 zile au avut loc 3 decese. Aici este problema. În același da? Loc. Și teoretic, tehnic, toate lucrurile au funcționat ca la carte. A fost apelul la ambulanța a venit, s-a ocupat de fiecare caz în parte. Dar cum bine spunea domnul doctor, unde este integratorul? Unde este creierul acela limpede, da? Care să fie capabil să își dea seama... Iertați-mă, dăm la o parte situația, am cumpărat o grămadă de softuri sau plătit o grămadă de bani. Cum să nu se remarce că la aceeași adresă sau la adrese apropiate avem cazuri multiple? Vă repet, directorul ambulanței a spus aici, l-am auzit limpede cristal, spunând că nici măcar nu și-a pus problema, chiar dacă veneau de la aceeași adresă, păi pentru că asta e autodenunț. În, exact. zonele sărace se întâmplă asta frecvent, ca oamenii să sune, reiau termenul folosit de domnul doctor, prin simpatie. Să vă dau eu alt termen, segregare. Da, adică ce legătură are faptul că e o zonă săracă, medie, exact. Clasă mijlocie sau Bulevardul Primăverii? Că avem preconcepții, inclusiv dumneavoastră medicii aveți preconcepții. Preconcepțiile nu fac parte din abordarea profesională a unui coordonator. De-aia avem nevoie de multiple. Proceduri ca preconcepția să nu fie bătută. Păi și credeți că nu au proceduri? Se pare că nu suficiente. Dacă nu le au, e o dramă. Dacă le au și nu le respectă, e a doua dramă. Deci trăim între două drame. Aș mai pune, cum spuneam mai devreme, pe această listă a lucrurilor în neregulă descoperite recent cu privire la intervenția de la Timișoara, faptul că în momentul în care autoritățile și-au dat seama că se întâmplă ceva acolo, au trimis echipajele de salvatori ca la, nu știu, stadion, ca la meeting. Ulterior, o parte dintre cei care au intervenit acolo, și mă refer la polițiști, au fost duși la spital pentru verificările absolut necesare într-un astfel și de pompierii, caz. Și pompierii. Și pompierii. Toți cei care au fost la fața locului. Dar asta a creat cel puțin azi dimineață o adevărată isterie. La primele ore a apărut știrea că 9 polițiști sunt în stare gravă la spital. Aș vrea să vorbim acum cu Dana Constantin, care este redactor la Renașterea Bălățeană. Bună seara! Bună seara! Și să ne lămuriți dumneavoastră, Dana Constantin, apropo de foarte multele dezinformări sau fake news-uri, cum le spunem de la o vreme, legate de tragedia de la Timișoara. Au fost, într-adevăr, foarte multe astfel de informații, unele exagerări, altele primite probabil pe surse de care nu prezintă încredere. Foarte multă lume a mers pe acest lucru de senzațional. Probabil că era o foame de informații pe care autoritățile nu o puteau satisface în timpul în care cele mai multe redacții și-ar fi dorit acest lucru.
Revenind la ceea ce spuneați despre polițiști, toată dimineața au circulat aceste informații, 9 polițiști duși la spital sub tratament, e vorba de primii polițiști care au intrat în blocul unde s-a făcut dezinsecția, sunt în stare gravă și așa mai departe. Într-o a doua etapă s-a ajuns la concluzia că doar un polițist s-ar simți rău, timp în care în continuu autoritățile, indiferent că erau de la spital, că erau de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau de la Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, spuneau același lucru. Oamenii au fost trimiși la spital pentru verificări, este firesc, au intrat în acel mediu toxic, fără echipament de protecție, trebuie să fie monitorizat și să li se facă analize pentru ca să fie convinși că nu va avea o influență negativă acțiunea pe care au desfășurat-o ei. Cumva e de neînțeles neîncrederea inclusiv a jurnaliștilor în ceea ce spun autoritățile, mai ales când vezi, revin la exemplu pe care l-am tot dat în această seară, că nici măcar o evacuare nu e făcută ca la carte. Au lăsat în urmă, spre exemplu, un pensionar în acel bloc evacuat, reevacuat. Da, este vorba despre unul dintre cele 3 blocuri evacuate în Timișoara, pentru că aici am avut blocul tragediei, cel din care au murit oameni și s-au îmbolnăvit foarte mulți, un bloc învecinat cu acesta și, în sfârșit, un bloc situat la oarece distanță de ele, chiar dacă aproximativ în aceea zonă. Acest bloc de pe strada Vaida Voivod a fost și el evacuat marți seara pentru că s-a ajuns la concluzia că într-una din garsonierele blocului ar fi acea substanță periculoasă, acolo ar fi lucrat firma de deratizare în cauză. Apartamentul respectiv a fost sigilat, locatarii evacuați, atât doar că ieri au fost lăsați să se reîntoarcă acasă. Poate de aici revine și frustrarea unora dintre jurnaliști, pentru că li s-a permis și lor accesul în blocul respectiv. Ei bine, după ce oamenii au ajuns acolo și au făcut curățenie în apartamente, au mâncat, s-au schimbat, după ce jurnaliștii au realizat o parte din materiale, s-a ajuns la concluzia că blocul trebuie totuși din nou evacuat. Între timp venise armata la fața locului. Se punea așadar problema atât a celor care locuiau în bloc, cât și a jurnaliștilor cărora li s-a permis accesul, deci practic implicit li s-a garantat siguranța în momentul în care au intrat în imobil. Toată această poveste are și o notă tragică, comică. Un domn în vârstă a fost descoperit abia la a doua evacuare. Se pare că el rămăsese singur în bloc între momentul primei evacuări și cel de-al doilea. Ce se întâmplă cu oamenii evacuați? Oamenii evacuați au o ofertă destul de largă de cazare. Cei de la Mitropolia Banatului s-au implicat, au spus că îi pot caza la Mănăstirea de la Șag, care este situată foarte aproape de Timișoara, sau la un hotel din oraș. De asemenea, mai sunt camere la alt hotel și în internatul unui liceu. Numărul mic al celor cazați în aceste locuri puse la dispoziție de autorități de mitropolie se explică prin faptul că cei mai mulți dintre ei și-au dorit totuși să locuiască la rude sau la prieteni. În plus, aș vrea să revin cu o informație de ultim moment. Autoritățile au spus că vor permite accesul în blocul de pe Vaida Voivod și blocul de pe strada Mioriței, dar nu cel cu decesele, probabil chiar în această seară. În schimb, locatarii din blocul de pe strada Mioriței 8, cel de unde a început totul, mai trebuie să aștepte. Mulțumesc tare frumos, Dana Constantin, pentru toate aceste informații pe care ni le-ai adus. Iată, cum spuneam, haosul perfect. Autorități care nu comunică, informații care circulă neverificate, neîncredere justificată și atunci când vorbesc autoritățile, pentru că nu mai e cum să ai încredere în cineva care una zice, alta face. Haideți să privim un pic mai, chiar un pic mai în ansamblu. Pentru că aici nu avem numai problema intervențiilor acestea deficitare, a lipsei totale de pregătire în cazul unei alerte chimice, când definitiv asta a fost, da? Dar am tot acuzat în ultimii ani faptul că autoritățile române sunt reactive, nu proactive. În realitate, nici măcar reactive nu sunt.
Haideți să ne amintim un pic de colectiv. Am avut problema autorizațiilor acelea de funcționare către firme. Se dau în continuare altfel? Greșit. Se dau în continuare aproape în aceleași condiții. Am avut problema cu autorizația ISU, tot pentru barul și tot. Vă duc în centru istoric în câteva locuri și o să vedeți că sunt aceleași condiții. Haideți să ne apropiem un pic de caz. Am avut cazul sinuciderii Mădălinei Manole cu furadan, un pesticid periculos. Ce avem acum? Avem cazul unor materiale cumpărate de pe Piața Neagră, toxice. Da? Credeți că după acest caz se va întâmpla ceva? Autoritățile române vor fi atât de nemți? Se va întâmpla ceva de mâine. De mâine? Similar cu ceea ce s-a întâmplat în cazul pe care l-aminteați dumneavoastră al Mădălinei Manole, când după ce s-a aflat de tragica sinucidere, de substanța folosită, de faptul că a fost obținută de pe Piața Neagră, ne-am trezit așa cu o serie de controle, panică în piață, se întâmplă același lucru. Ministerul Sănătății a dat astăzi comunicat în care ne-a anunțat că de mâine și până pe 31 decembrie, cei de la DSP, de împreună cu cei de la DSV și Poliția Română, vor face controle, verificări la toate firmele din această țară, le vor verifica actele, substanțele cu care lucrează și pregătirea angajaților. Ministerul Sănătății, ca urmare a scandalului cu acel chirurg plastician italian, a emis un ordin prin care timp de 2 luni s-au făcut controle în toată țara la astfel de cabinete. Raportul a rămas acum, undeva mai scurt, îngropat într-un sertar. Dar de ce acum? Pentru că au murit oameni? Deci nu este generat acest control de descoperire a neregulii, ci pentru că au murit oameni. Și dați-mi voie să vă dau un argument. La începutul acestui an sau cumva în anul trecut, un cetățean român din Călăraș a intrat în țară și a fost prins la graniță cu 44 de kilograme de fostoxin. Fostoxinul e o altă denumire a gaztoxinului folosit aici. A fost prins la graniță, le transporta într-o Dacia Sandero, da? Le-a cumpărat din Bulgaria, l-a ridicat de acolo de la un serviciu de curierat și a trecut granița. Din fericire a fost controlat, a fost condamnat, nu la o pedeapsă foarte mare. Dar de ce nu acest caz trebuia să genereze reacția Ministerului Sănătății și a celorlalți? Păi, aș mai da un argument în favoarea a ceea ce spuneți dumneavoastră, să ne aducem aminte că imediat după tragedie autoritățile habar n-aveau cine trebuie să verifice firmele care se ocupă cu... Păi de nici l-au verificat înainte. Cu toate că firmele alea niște avize au. Doar formale. Formale. Și această firmă... Avizele formale, morțile sunt reale. Aici e problema. Corect. Vă rog. Iar această firmă nu mai avea? Deci a avut autorizație pentru substanțe până acum 2 ani, nu s-a mai dus să declare de unde și de unde le are proveniența. Ei, nu mai avea ce să declare dacă veneau de pe Piața Neagră. Exact. Nu mai era nimic de declarat. Dar cum de nimeni nu s-a sesizat? De ce? Pentru că instituțiile statului român sunt în general ocupate și conduse de sinecuriști, nu de profesioniști. Asta este mare problemă. E teoria pe care o exprimați pe cuvântul dumneavoastră, domnule doctor. E o practică care ucide. Și probabil că ucide și nu știm noi. Îmi permit să spun, cu siguranță sunt cazuri dramatice, de care nu aflăm niciodată, pentru că nu sunt atât de spectaculoase. Și nu sunt toate în același loc, deodată. Sunt așa întinse pe zile sau pe spațiate geografic. Dar ele se întâmplă fiecare zi. Oriunde. În țara asta. E un genocid. Incompetența ucide. Corupția, incompetența, prostia. Vă rog. Și nu am mai văzut reluată tema aceasta în campanie. Păi a nu fost un slogan nu, lăsat nu, de dă bine, nu dă bine. Nu dă bine. Om va fi în campanie electorală, dar nu și noi aici la Medica TV. Nu ne-am declarat. CNA-ul nu ne monitorizează. E corect, dar aș vrea să ne oprim aici și să respectăm regulile jocului impuse de Consiliul Național Audiovizual. Apropo de ce aminteați dumneavoastră mai devreme, cazuri tragice care ne-au trezit, sau cel puțin așa a apărut pentru moment, care au forțat cumva autoritățile să facă ceva și au făcut, da, pompieristic,
o zi, două, trei, o lună. De ce credeți că nici noi până la urmă nu suntem în stare să punem suficient de multă presiune astfel încât... O zi, asta vreau să vă spun. O zi, două, trei, pentru că atât durează interesul presei. Dacă presa ar manifesta un interes constant pe fiecare problemă în parte până ar fi rezolvată în ansamblu, nu punctual, atunci am vedea mai multe probleme rezolvate. Dar cum poate să fie, domnule doctor, presa altcumva decât e societatea nu poate în să ansamblu fie, dar ar trebui să vorbim și în cazul presei de mai multă conștiință, de mai multă morală, mai multă etică și de mai multă persistență, pentru că niciodată nu știi când îți vine ție rândul. Astăzi e unul, mâine e altul, dar poi mine e posibil să fii tu ca persoană fizică sau cineva drag ție. Și atunci, cred că presa are această datorie de a fi, în ghilimele, dacă vreți, un fel de jandarm al socialului, al politicului, al tuturor proceselor. Presa este câinele de pază al democrației, dar nu poate să fie peste e, tot. E România și un cățeluș, nu e chiar un câine. Nu vă contrazic, ne prefacem amândoi că n-am spus asta. Am cer scuze, dar... Eu îl voi contrazice pe domnul doctor doar parțial. Mulțumesc. Sunt atât de multe astfel de cazuri care vin în cascadă peste noi, încât lipsa de reacție a legiuitorului, lipsa de reacție a executivului, lipsa de reacție a multor ONG-uri, unde sunt în astfel de cazuri? Da? Presa poate să facă până la un punct și e normal să se întâmple așa. Îl avem acum la telefon pe domnul colonel Oliver Angel, este purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! De dimineață MAPN este la fața locului. Aș vrea să ne lămuriți un pic de ce a fost necesar ca armata să intervină acolo. Ce face mai exact? Deci, mai exact, Inspectoratul General al Poliției Române a transmis o solicitare către Ministerul Apărării. Aceasta a fost aprobată în regim de urgență de Ministrul Apărării pentru a deplasa o echipă mobilă din cadrul Centrului de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN din Ministerul Apărării să sprijine autoritățile locale din Timișoara în urma producerii tragicului incident de la sfârșitul săptămânii trecute. Specialiștii militari, mai exact o echipă formată din 3 specialiști militari, au acționat la fața locului cu echipamente performante pentru detecția fosforului remanent din diversi compuși organici și anorganici de la fața locului, precum și pentru a verifica plenitudinea operațiunilor de decontaminare executate până în dimineața aceasta. Rezultatele măsurătorilor efectuate de colegii noștri au fost transmise autorităților care investighează acest incident nefericit imediat după ce s-au terminat. Și aș face legătură cu ceea ce ne spunea jurnalistul Dana Constantin mai devreme. Din moment ce s-a luat decizia ca în două dintre blocuri să revină locatarii acasă, înseamnă că rezultatele au indicat faptul că cel puțin în două din trei imobile nu mai există niciun pericol. Înseamnă că specialiștii noștri au transmis autorităților de la fața locului că locațiile respective nu mai prezintă un risc pentru populație. Aveți datele exacte ale rezultatelor? Nu, conform procedurilor, toate măsurătorile efectuate de colegii noștri au fost puse la dispoziția organelor de anchetă. Am înțeles. Are o întrebare jurnalistul Cătălin Antohe. Bună seara, chiar două întrebări. Bună seara. Puteți calcula care a fost nivelul de toxicitate al substanței la momentul acela, la momentul tragediei? Adică există o rată de neutralizare, de distrugere a substanței în cauză? Puteți să mergeți în trecut și să vă dați seama care a fost nivelul de toxicitate? Exact cum am precizat anterior, misiunea colegilor noștri a fost de a verifica dacă mai există indicatori care să
ateste prezența agenților toxici din imobilele respective. Ok. Și cea de-a doua întrebare, domnule colonel. Există în Ministerul de Interne sau în celelalte structuri civile o structură specializată care să facă ceea ce pot face specialiștii dumneavoastră sau de fiecare dată într-o astfel de situație trebuie chemată armata? La prima parte a întrebării nu pot să vă răspund, nu este domeniul meu de competență. Conform, există planuri de cooperare la nivelul structurilor între instituțiile guvernamentale. În situații de urgență, noi putem fi solicitați să oferim sprijin prin capabilitățile care avem noi la dispoziție. Ceea ce au colegii noștri de la ce au sau ce presupuneți dumneavoastră că au la Ministerul Afacerilor Interne, puteți să întrebați pe dumnealor. Deci nu aveți ce cunoștință. Ce vă putem spune este ce avem noi în dotare. Deci nu aveți cunoștință dacă ar exista sau nu. Nu. Am înțeles. Vă mulțumim tare frumos pentru aceste precizări, domnule colonel. Cu mare plăcere. M-aș întoarce la prima întrebare, unul din pe care o adresați dumneavoastră, dacă e posibil ca armata să facă această măsurătoare, să vedem cât din această substanță s-a folosit inițial. Armata, cum ne preciza purtătorul de cuvânt MAPN, procedural s-a dus acolo pentru altceva, nu calculează asta. Înțelegem de la experții pe care i-a consultat Medica TV că e aproape imposibil să mai stabilești, mai ales într-un timp, după un timp atât de lung, ce cantitate din substanța respectivă s-a folosit. Întrebarea este dacă poate cineva, e în stare cineva, poate în alte țări, da, să realizeze, să gândească un protocol de intervenție în astfel de situații. Da. Nu uitați-vă câte zile sunt de când au venit specialiști acum să verifice. Până la a vedea cazul de la Timișoara, da. Mulți dintre noi cred că și imaginau că avem protocoale, avem proceduri, inclusiv pentru astfel de situații. Tot așa cum vă imaginați că avem și o structură a compartimentelor secțiilor de toxicologie în spitalele din România. Corect. Doar vă imaginați. E drept că am o imaginație bogată. Da. O chestie care e esențială. Nu numai în accidente de zi cu zi, dar și în caz de accident chimic, major, industrial sau de atac chimic. Doamne ferește. Doamne ferește. Dar aceste structuri județene trebuie să existe și să aibă nu numai protocoale, să aibă paturi, să aibă specialiști, să aibă antidoturi și așa mai departe. Deci doar vă imaginați că ar exista la nivelul la care ar trebui să existe. Și s-aș văzut și în cazul de față. Să vă mai spun de ce îmi imaginez asta. Substanța folosită în acest caz este considerată de specialiști ca fiind o substanță cu potențial ultra-ridicat de a fi folosită în atacuri teroriste. Da. E comparabilă cu... Într-o lume în care atacul terorist, inclusiv în Europa, nu mai e așa o posibilitate imaginară, cum spuneți dumneavoastră. Eu mă gândesc că și țara în care trăiesc... Ar trebui să ia măsuri preventive. Dar pentru asta țara ar trebui să fie guvernată. La nivel general, la nivel național și la nivel local. Nu e. La ce anume vă referiți când spuneți la asta? La tot ce înseamnă capacitatea administrativă de organizare, prevenție, elaborare de planuri, strategii, tot ce înseamnă alocarea și prealocarea de resurse materiale, umane, pregătirea lor, simulări, exerciții specifice. Cum ne spunea și domnul Antohie, la simulări suntem campioni, am văzut simulări pentru tot soiul de situații, pentru cutremur. Dar numai că la simularea de incendiu la care participă pompierii, de exemplu, nu vedem că li se topește casca pe cap ca atunci când intră într-un incendiu real, pentru că au fost cumpărate căști de calitate foarte proastă. E un singur exemplu. Gândiți-vă la restul. Facem exerciții doar ca să dăm bine în fața presei? Exact. Nu ca să testăm cât de bine suntem pregătiți, cum am putea să îmbunătățim procedura. Nu. Dacă vreți exerciții reale, se fac, ar trebui făcute cum se fac în Scoția, în Irlanda, sunt țări despre care știu, unde se fac efectiv în furnale. Da? Deci se intră cu echipamentele în furnale și acolo se vede dacă rezistă omul, dacă rezistă structura de comandă, dacă procesele sunt urmate și dacă rezistă echipamentul. La noi sunt așa. Și sper din tot sufletul că exercițiile antiteroriste care simulează lor de ostatice și tot măcar acelea să fie reale. Doamne ferește, adică știți foarte bine că întrebarea nu este dacă, ci când se poate întâmpla și la noi. Doamne ferește, nici măcar nu vreau să și acolo prevenția e cheia.
Peste tot prevenția e cheia. Dar cine ar trebui să vină, cum spuneți dumneavoastră, și să se asigure că fiecare, la nivelul lui, local, județean, național, pune în operă, că nu e până la urmă, nu știu, colonizarea planetei Marte. Sunt lucruri... Aia e mai ușor de făcut pentru că e de la zero. Aici trebuie să demoleze o întreagă structură socială de relații, o întreagă structură de incompetență. Sunt oameni care, deși sunt incompetenți, au mimat ajungerea pe posturi prin concursul, nu poți să-i dai afară, pentru că ajungi în justiție. Trebuie să demanteleze o întreagă rețea politică, care e transpartinică. Se mută de la un partid la altul și de la un guvern la altul. E foarte greu. Și mai plus că există o frăție a acestor incompetenți la nivel local și la nivel național, pe verticală, pe orizontală. Ce spuneți dumneavoastră e drăguț, dar pe Marte e mai ușor să construiești o societate normală cu ei de la zero. Și mai avem un fenomen periculos, disoluția răspunderii, inclusiv acele și individuale. Și pasarea răspunderii. Exact. Și ce ne lipsește cel mai mult în aceste situații este autoritatea de coordonare și control, multidisciplinară. Și dorința teoretic, de a face coordonare și control. Teoretic, prefectul în multe situații este cel care ar trebui să facă acest lucru. Nu se întâmplă. De ce? Pentru că și între prefecți avem majoritatea sinecuriști. Da? Care sunt schimbați politic acum, de fiecare zi. Atributele prefecților de meserie, ca să spun așa, nu știu câte nume or să pentru vă că nu există, așa cum există în Franța, o școală națională de administrație publică și nu poți să ajungi într-o funcție, chiar dacă ai pile, relații sau ești din partid de guvernământ, dacă n-ai trecut prin acea școală. Da? Nu poți. În România nu există o școală de administrație există... publică. Nu, nu, nu. Nu spuneți de Institutul Domnului, nu știu, care... Nu, nu vorbesc. Vorbesc de care... SNSPA, vorbesc despre Universitatea București. Păi la SNSPA are... văd că avem și un candidat la președinție care nu avea studii superioare. Despre ce vorbim? Despre faptul că existența unei școli nu e întotdeauna o garanție, nu, că da, poți avea... Eu vorbesc de era profesor. Era chiar profesor acolo. Era chiar profesor. Eu vorbesc de o școală a unei mari puteri, da, Franța, a unui stat după care noi ne-am inspirat în foarte multe modele și comportamentale inclusiv și legislative. Situațiile de urgență, da, am luat dar nu poți să ajungi nimic, ministru, secretar de stat, nu mai vorbesc președinte dacă n-ai trecut prin școala de administrație. Pentru că toți oamenii ăștia trebuie să vorbească o limbă unică a administrației statului respectiv. Trebuie să aibă cunoștințe similare, să acționeze similar, să se înțeleagă între ei măcar. Că văd ei cum au luat deciziile după aia, dar să se înțeleagă. Administrația e o limbă, e o meserie în sine. Da? Trebuie să știi unde, ce hârtie să trimiți, când, cum, unde, cui, ce rezoluție să dai când o primești și ce să faci. O să dau și eu acum o foarte scurtă rezoluție, că luăm o pauză de câteva minute, revenim imediat. Am revenit în direct și continuăm să discutăm despre toate aceste neajunsuri care ies rând pe rând la suprafață în cazul tragediei de la Timișoara. S-a întrerupt discuția noastră înainte de această pauză de publicitate când discutam despre faptul că până la urmă nu e greu de înțeles de ce ne tot trezim cu situații care ni se par atât de improbabile la nivel teoretic să se producă în România, că în vreme ce noi dormim liniștiți și avem senzația că statul român se ocupă de toate problemele la care
Unele dintre ele nici măcar nu ne gândim. Politicieni de nemeserie, cum spuneați dumneavoastră, domnule doctor, specialiști în instituții, dar specialiști doar pe hârtie, uneori și aia falsă, ocupă poziții din care iau decizii care ne afectează viețile în fiecare zi. Păi un bun exemplu este cum iei o secretară de școală comunală și o faci manager de spital. Sau iei un inginer de calorifere și îl pui director de casă de asigurări și așa mai departe. Deci deciziile astea, nu numai că ne costă bani, dar ne costă vieți. Aici aș puncta ceva. Evoluția este absolut firească. Pot să fiu astăzi secretara școlii, dar să am dorința, voința, intelectul potrivit. Da, dar nu și să pregătire. Să nu arde tapele. Dar nu se poate. Dar sunt excepțiile. Corect. Da, și Napoleon spunea că în ranița oricărui soldat stă și bastonul de mareșal. A zis, era o propagandă, că și el se pricepea să facă propagandă ca să-l urmeze soldații. Dar știa și el că nu e adevărat. Generalii lui aveau școala de război. Și din păcate fenomenul de care vorbește domnul doctor este, se duce mereu și se propagă nu numai pe orizontală, ci și în adâncime. Avem miniștri, normal numiți politic, am coborât la nivelul de secretar de stat, care ar trebui să fie acei specialiști. Director ei general. Se numiți politic, director general, au ajuns să fie și șef de biroul numiți politic. Da, sunt școli unde portarul și femeia de serviciu și secretara și... Sunt angajați politic. Sunt veniți pe o anumită filieră. Este acel celebru principiu al lui Peter că fiecare urcă într-o ierarhie până și atinge nivelul de incompetență. Și se spune că orice instituție mai merge pe baza celor care nu și-au atins încă nivelul. Mi-e teamă că multe dintre instituțiile statului nu mai avem suficienți oameni care să poată să angreneze, să poată să fie motorul. Și chiar dacă mai sunt, pleacă pentru că nu mai suportă să muncească în beneficiul incompetenților. Dar cine ar trebui să vină și să tragă linie și să spună, ok, numirile politice sunt absolut în regulă. Că ele, în esență, nu sunt proaste. Problema nu e numirea politică, ci e numirea politică a unui incompetent. Eu, dacă am venit astăzi la putere, în urma votului popular, normal că voi alege în fruntea unei instituții un om care are competență, pe care știu că mă pot baza și are viziunea pe care o am și eu. Pentru că este vărul meu, fratele meu... Stați un pic, că vorbeam, știți, de lumea aia mea pe norișorul roz. Aia e ideal. În ea eram. Da. La mine... Peter Pan. Exact. La mine, în lumea în care trăiește Peter Pan, eu îmi imaginez așa, când vorbim despre numiri politice, vorbim despre numiri în baza unei viziuni pe care cel care vine la guvernare vrea să o pună în practică. Și atunci e firesc. Îl aduc în fruntea instituției X pe cel pe care l-am verificat, l-am validat din punct de vedere profesional, că nu e un pafarist, nu pun unul de la, nu știu, care se ocupă de scaune să se ocupe acum de mese. Dar eșaloanele inferioare, să le spunem așa, în țările civilizate rămân pe loc 150 de ani. Nu pleacă ministru, pleacă și portarul. Expertul e expert. Da. La Casa Albă. Pentru că scara de valori e alta. Păi și indus, cum facem să scara ne... de valori a indus și a menținut ideea de expert. Expertul e și el validat de corpuri profesionale. Da? În care poți să ai încredere. Noi nu avem corpuri profesionale în care să ai încredere. Am descoperit că avem și doctori care și-au luat gradele medicale. Da. Ca făt frumos. Ca făt frumos. Mai dramatic e că avem și doctori care și-au luat gradele medicale corect, dar au și funcții de conducere, dar sunt incompetenți profund în câmpul lor de acțiune. Din păcate. E mai grav. Mateo Politi l-au prins. Mai sunt și mulți alții pe care nu i-au prins. Ce ne facem cu ăia care aparent au toate actele în regulă? Dar numirea lor pe posturi de conducere creează haos în structuri și în final duce la drame. Pentru că cel mai rău, apropo și de armată, cel mai rău nu e să te gândești că te vei confrunta cu inamicul. Cel mai rău este că te vei confrunta cu un comandant inept al tău. Ceea ce e și mai dramatic decât confruntarea cu un dușman. Apropo de dușmani, vă reamintesc faptul că avem un dușman la graniță, la granița de nord. Ucraina a înregistrat din nou cazuri de difterie, moment în care s-a dat alarma și la București. Ministerul Sănătății a cerut aducerea prin uniform a dozelor de, să spunem, antidot în cazul acestei boli care n-a mai fost înregistrată în România din anii 80. Dar medicii de familie au făcut un apel către autorități să ia situația, indiferent de cum va evolua ea,
foarte în serios în ceea ce privește vaccinarea. În cazul acestei boli, singura formă de prevenție posibilă este vaccinarea. Așa cum știți, România deja este sub rata de siguranță, sub marja de siguranță la capitolul vaccinare. Cum spuneam, medicii de familie fac acum apel la autorități să facă un program național de vaccinare a populației, ca să nu ne mai trezim că, nu știu, peste o lună de zile, tot aici, vom discuta despre o altă tragedie pe care n-am fost în stare să o prevenim. Detalii despre acest subiect ne poate da domnul dr. Gindrovel Dumitra, este medic de familie, coordonator al grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină de Familie. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș vrea să ne explicați un pic ce credeți că ar trebui să facă foarte concret autoritățile în acest caz. Cum ar trebui să arate acest program național de vaccinare? Păi, în primul rând, din punctul nostru de vedere, trebuie să ne gândim că trebuie dezvoltat un program național de vaccinare și a adultului, așa cum a fost de-a lungul timpului în trecut și așa cum există și în alte țări. De exemplu, vaccinarea la care noi am atras atenția astăzi public, și anume vaccinul difterotetanic pertussis, în acest moment este disponibil în program național pentru persoanele adulte în cam toate țările europene, inclusiv în Republica Moldova, ca, dacă ar fi să mă raportez la vecinii noștri apropiați. De aceea, noi trebuie să gândim în acest moment acest program național, program național care trebuie să desfășoare categoric cu sume de la Ministerul Sănătății, sub coordonarea sau tutela Institutului Național de Sănătate Publică, dar aici urmează modalitatea de distribuire, de funcționare și așa mai departe. Noi, ca și Societatea Națională Medicii de Familie, opțiunea noastră este ca fiecare persoană adultă, respectiv persoanele din grupele la risc, să poată beneficia de la medicul de familie de o prescripție electronică cu vaccinul recomandat pentru fiecare situație în parte, prescripție cu care să se prezinte la farmacie, de unde să poate să ridice vaccinul respectiv și apoi să fie administrat în cabinetul medicului de familie. Există vreo restricție de vârstă? Poți să faci la orice vârstă acest vaccin? Nu, nu există niciun fel de restricție de vârstă. Singura restricție, așa cum am spus-o, se referă practic la intervalul la care trebuie efectuat. Recomandările internaționale sunt categorice, ca după ce ultimul apel care se face în perioada de copilărie, și anume cel de la 14 ani, după aceea fiecare persoană, odată la 10 ani, să beneficieze de acest apel, fără să existe o limită superioară de vârstă. După ce ați făcut acest apel la autorități, ați primit până la acest moment vreun răspuns? Nu. Nici nu ne așteptăm să primim imediat. De ce? Pentru că situația trebuie... Nu, măcar deschiderea unei discuții, nu neapărat tranșarea unei soluții. Deci, îmi cer scuze, eu sunt în acest moment poate într-un gol de informație, pentru că toată ziua am fost într-o ședință la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și acum sunt pe drum către Craiova. Nu am auzit în știrile pe care au fost vehiculate să existe o invitație pentru... Dacă era la știri, știam și noi. Tocmai de aceea vă întrebam și pe dumneavoastră. Deci poate să o fi primit pe office, dar eu personal nu am la cunoștință. Știu că există un comitet de vaccinologie care urmează să fie înființat la nivelul Ministerului Sănătății și care urmează să ia în discuție toate aceste probleme. Vă mulțumesc tare frumos pentru aceste precizări și drum bun spre casă, domnule doctor. Cu mare drag, vă mulțumesc foarte mult și eu. Cum vi se pare că se mișcă noul ministru? Vă întreba brut. Nu știu, nu l-am văzut prea în public așa, nu l-am văzut. Sper că lucrează în spatele cortinei. Asta a spus că face, nu își dorește să se afișeze public pentru că are treabă la minister. Dar primele lucruri... Menirea unui ministru nu e să fie showman, cum era Sorina Pinta, e să fie eficient. Sper să fie cu adevărat eficient în punctele cu adevărat sensibile. În ce privește problema difteriei, sigur că nu este atributul Ministerului Sănătății preinformarea și prevenția prevenției, înainte de prevenție. În general, când guvernezi o țară, trebuie să te uiți întotdeauna, în primul rând, ce e în jurul granițelor tale 24 din 24. Hai. Și să alertezi structurile interne de specialitate. Și trebuie să o faci cu mult înainte să te avertizeze medicii de familie.
avertismentul în acest caz, adică avertismentul rezultă pe linie oficială. N-a plecat de la medicii de familie. Medicii de familie, da, după ce autoritățile au dat alerta că există acest potențial pericol la granița de nord a României, au spus că ar fi bine, așa cum precizam, să avem și noi un program național, să nu mai acționăm, cum am tot vorbit în această seară, pompieristic. Da. Să ne gândim de acum pentru următoarea sută de ani. Să avem analiză pe granița de nord și cu asta basta. Lucrurile sunt foarte simple. Sunt simple dacă le faci la timp și cum trebuie. Vă rog, domnule Antohie, că v-am tot botezat toată seara. Sper că nu m-ați jurat în gând. La cât de mică a devenit lumea și la cât de ușor de lesnicios este accesul dintr-o țară în alta și circulația, în situația în care toți cei care nu au făcut acest rapel, da, la vârsta de 24 de ani, suntem expuși îmbolnăvirii, cred că mișcarea, Ministerul Sănătății ar trebui să o facă foarte repede. Și n-ar trebui să se împiedice în licitații. Mai ales în, zonele potențiale de risc, în primul și în primul rând. Populația nordului țării, acolo e dar o persoană urcată în avion, domnule doctor. Da, și în tren și așa mai departe. Evident. O să mai zic acum ceva și domnul doctor o să-mi spună că iar m-am întâlnit cu Peter Pan în lumea mea imaginară. Sau da, cu albă ca zăpadă. Haideți să lăsăm pe Peter Pan, că e mai simpatic. Okay. În lumea mea, pe norișorul roz, eu mă gândesc că fondurile de urgență, pentru că de fiecare dată ni se servește acel argument, nu există fonduri pentru asta, trebuie să prioritizăm, nu putem să lăsăm pe X să moară pentru că există, trebuie să-i dăm... Există fonduri de urgență, există. La dispoziția ministrului și ulterior la dispoziția primului ministru există fonduri. Există și Institutul Cantacuzino, numai că nu mai auzim nimic de el. E la MAPN. Da. Da, se analizează, spunea premierul Orban, posibilitatea să nu mai fie la MAPN, să se întoarcă la Ministerul Sănătății. Ca și când până acum a contat cine era instituția care superviza activitatea de acolo. Păi se spunea că armata este mai eficientă, are totuși niște structuri de comandă mai stricte și poate fi, chiar dacă mă rebe, mai eficientă, n-are lansa, n-are pune pe picioare institutul. Acum ce facem? Ne întoarcem acolo unde... Am de unde a plecat pe care l-am și avut. Unde... Bine, să nu fiți foarte sigur că nici înainte n-ar fi fost într-un fel sau altul militarizat. Ah. E de importanță strategică, asta ați vrut să spuneți, da, exact, domnule doctor. Exact, nu? Dar din păcate nu produce ce avem nevoie când avem nevoie, și, dar aici o discuție mai amplă. Și din păcate mult mai strategice sunt importurile de vaccinuri în momentul de față. Mă refer la... Vă referiți la... Continuați-vă. La interesele financiare care stau în spatele acestor importuri. Și la acea mafie de care s-a vorbit în repetate rânduri, că acea mafie care și-ar avea lucrători chiar în interiorul Ministerului Sănătății. S-a vorbit, afirmații de-a lungul timpului s-au făcut cum că există structuri de tip mafie. Asta vine din lumea biologică, vine din lumea biologică, întotdeauna ai paraziți în organismul gazdă, dacă vrei să... De la orice corp cu adevărat sănătos rejectează la un moment dat. Are anticorpi. Da. Noi știam că suntem un organism sănătos și că avem capacitatea asta. Domnule doctor, nu puteți de fiecare dată, dar absolut de fiecare dată, să mă faceți să par că sunt nu optimistă, ci total inconștientă. Când dumneavoastră a spus. Dar mi-am pus singura eticheta corectă. Știți, diferența e între mine și dumneavoastră aceea că mie îmi place să mai văd măcar din când în când partea frumoasă a și lucrurilor. Și mie îmi place. Dar pe mine nu mă lasă realitatea zilnică. Dar să știți că nici eu nu trăiesc într-o lume suspendată. Nu. Dar sunteți de acord cu mine că mai dar există în continuu. Dar eu trăiesc în lumea suferinței poporului ăsta și în lumea morții poporului ăsta. Și știu care sunt lucrurile care conduc la suferință și la moarte. Știu care sunt lucrurile care putea să-i salveze de suferință și de moarte și nu-i salvează că nu sunt, că nu le avem. Da. Aia e ultima frontieră. Din fericire, dumneavoastră nu lucrați pe frontiera aia. Eu lucrez. Sunt grăniciorul. E adevărat, eu văd doar accidental ceea ce dumneavoastră vedeți în fiecare zi. Exact. Dar, cum spuneam, adică mai sunt în țara asta o mulțime de oameni de competenți. Nu. Sunt, dar aia competenți nu-i caută nimeni. Sau dacă îi caută, îi caută special ca să-i dea deoparte. Da. Pentru că vorbeați mai devreme că poporul alege prin votul niște conducători care după aceea trebuie să pună experți pe linie. Păi da, poporul nu alege experți. Iar ăștia care ajung în funcție conducere nu o să pună experți care să-i contrazică în fiecare zi de spune, băi, luați decizii proaste, dați-vă la o parte. Nu le place să se uite în oglindă, să vadă că sunt proști. Că ăsta e cuvântul.
E un principiu care mai funcționează în România. N-a angajat pe cineva mai deștept ca tine. Deficitar de inteligență. Putem să spunem și cu coeficient deficitar de inteligență. Dar poporul nu alege. Eu alege că sunt frumoși, că sunt înalți, că le dau un cadou, o mită electorală, că vorbesc frumos sau pe limba lor, nu contează cum. Deci nu-i votează după competență. Votul pentru că ești poporul. De, deci votul e emoțional. Poporul nu poate să facă o evaluare a expertizei politicianului când îl trimite în Parlament. Ca să nu mai zic că... Îți dau încredere că vei face ce trebuie. Ei votează ce se ajunge în Parlament sau dacă votează direct, votează un primar. Dar cei care spun strict de soarta țării, adică miniștri și tot aparatul guvernamental, aceștia nu sunt niciodată votați de nimeni. Nu uitați acest lucru. Deci dar cei care au pâinea și cuțitul... tocmai această posibilitate, ai încredere că... Da, și după aia auzim în conferință de presă, eu nu, partidul. N-ați auzit recent fraza asta? Eu nu, partidul. Tu, când tu ai fost prim-ministru. Dar deci te-a sechestrat cineva la locul de muncă. Vorbim de Ministerul Sănătății. Mă uitam azi dimineață pe transparența decizională și am văzut un proiect de modificare a hotărârii de guvernul 144/2010. De reorganizarea ministerului. Exact. Și vedeam, că se desființează serviciul de recunoaștere a calificărilor profesionale, care trece la direcția juridică, și asta exact acum în perspectiva concursului de rezidențiat din 8 decembrie. Da? Și vedeam că acest proiect de hotărâre, care este acuzat de mulți dintre medici că este total eronat, a fost pus în transparență decizională pe site-ul Ministerului Sănătății, fără să existe nici avizul ministrului, nici al structurilor specializate din minister unde trăim. Și s-a băgat singur așa documentul. Dacă este adevărat ce spuneți dumneavoastră, sigur, este adevărat. Asta înseamnă o listă de autoritate pe care ministrul trebuie să o corecteze de urgență. Exact. Și să și tragă la răspundere pe cei responsabili de această... Am moștenit un întreg aparat și v-aș readuce aminte că mai existat un ministru al sănătății care se încuiase pur și simplu la un etaj și nu vorbea cu funcționarii mai vechi ai ministerului care făceau lucruri de genul acesta. Am mai trăit aceste episoade. Păi știți episoade. De ce nu vorbea? Pentru că, de fapt, puterea ministrului este una mai mult simbolică. Nu putea să-i dea afară. Și să angajeze pe unii experți. Nu poate să-i dea afară, efectiv. Că nici pe secretarul general. Nici pe secretarul general. Care este chiar cel care a pus raportul de care vă spuneam. Secretarul general are un oarecare statut de inamovibilitate, exact. Asigură ipotetic tranziția între ciclurile electorale. Oamenii ăștia sunt atât de nemișcați în funcțiile lor cât le permitem noi să fie. Legile sunt făcute de oameni, nu de... Nu noi, că nu noi am spus acolo. Ei sunt unii care sunt pe două state, pe statul ministerului unii și mai au și un alt ștat necunoscut, sunt puși cu niște misiuni acolo, nu poți să-i miști cum vrei și cum nu vrei și chiar dacă n-ar fi blindați, trebuie să te lupți cu legislația. Și nenumărate, foarte scurt, și nenumărate consilii de administrație. Că dacă ne uităm în Ministerul Sănătății, vedem că doamna secretar general e și în Consiliul de Administrație la Administrarea Infrastructurii Rutiere. Avem într-adevăr oameni policalificați. Unii dintre noi chiar s-au descurcat în viață pentru că sunt atât de inteligenți încât pot face 10 lucruri total diferite în 24 de ore. Dacă vă numărați printre ei și aveți capacități speciale, felicitări. Dacă sunteți la fel ca mine, ca oamenii simpli, vă recomand să vă uitați în continuare la Medica TV. Urmează un documentar extrem de interesant.